Privet, tavarișchi, and welcome to another video. This is a game that I saw at tovarășul Boris. Ok, hai că o las în pace cu rusificarea mea. Deci după cum vedeți, jucăm aici un joc sovietic, Soviet Republic, Workers and Resources. E un joc foarte fain. L-am văzut la Boris foarte puțin. Hai să-i dăm new game. Sper că mă aud. Hai să dau totuși jocul, mai încerc că se aude prea tare. General. Hai că... lasă așa și-l dau mai încet din mixer până la urmă. Hai să las așa mai încet că se aude prea tare. Nu vreau să opulez muzica de tot, că na, e... muzică sovietică. Bun, deci, acesta este un joc în care îți construiești propriul tău Cernobâl. Nu neapărat Cernobâl, dar aici... cel mai popular, nici nu umblu la chestiile astea, lasă așa, hai. Este un joc în care îți construiești un oraș, gen Cernobâl, Pripiat, jumate din România, cum vreți voi. Și e gen City Skylines, sau cum dracu se cheamă jocul ăla, deci că I hate pink acum vreo 3-4 ani. La prima vedere pare mișto, n-am jucat foarte mult, n-am stat să farmez, să fac... industrie, vă și eu așa a început cum e. E un joc de strategie pe scurt. Cine e fan Age of Empires sau Stronghold Crusader sau Warcraft 3, dacă și ăla e de strategie, o să fie pe placul vostru. Am dat drumul la filmare? Eu nu știu dacă am dat drumul la filmare. Am dat, bun. Așa. Dacă vreți și vă jocul, ori îl cumpărați pe Steam și dați 20 de euro pe el, să dau mai așa OBS-ul să mă văd. Deci, ori dați 20 de euro pe el pe Steam, sau 22 de euro, că dracu e, ori îl luați de pe Pirate Bay, că pe Filezu nu e. Ok, acesta este, aceasta este harta noastră, da, mare harta asta, e cât Rusia să-mi bag picioare. Ok, avem și o graniță. Da, trebuie să ne facem aici o așezare umană. Asta e altă graniță. Ok, păi ferate pe aici, să înțeleg că asta e... marea. Nu știu dacă sunt inundați în jocul ăsta, că m-aș zice să încep dintr-o fază mai primitivă și anume să construiesc așezări umane în apropierea apelor, dar nu vreau să le fac prea apropiate de apă, dacă mă înțelegeți. Hai să construim în primul rând. Vom folosi ruble. Hai că lăsăm dolari pentru că e mai ușor. Folosim cifre mai mici. M-am făcut cu COVID-19. Ok, hai să construim în primul și în primul rând case, nu? Hai să vedem pe unde sunt blocurile alea comuniste. Care ar fi pe aici un bloc comunist, că nici nu știu. Model de București, ca să zic așa. Sau știi ceva? Hai că luăm astea cele mai ieftine case. Unde dracu am apăsat? Ok, unde dracu am făcut casele? Una aici. Frumos, i-am lăsat ăstuia casa aici. Bine. Știi ce? Construim bărcăneșul aici și asta este ialomița. Hai mai bine să facem altfel. Facem mai bine o stradă pentru că ne trebuie drumuri. Nu o să fac drumuri cu iluminare, cu porcării de genul. Ce dracu' ăsta? Drum de noroi. Hai să facem o șosea de piatră. Suntem la țară, suntem în România. Așa, se lucrează aici la drum. Avem o șosea de piatră. Să țin așa un drum până la râu. Ok. Ilumina strada nu ne trebuie, că suntem la țară. De ce mai pe aici? Autostrăzi, poduri, cui trebuie așa ceva în România? Căi ferate, astea ar fi utile. Da, hai totuși să mă uit pe la construcții, ce aș putea să mai fac pe aici. Industrie, ce industrie avem, domne? Gravel. Ce dracu a arătat? Ok. Birouri. Birouri. Serios, birouri, cui drag, cui trebuie. Ok, îmi trebuie teren plat ca să așez căcatul ăsta, nu știu unde. Ok, îți construiește aici, nu știu ce dracu ăsta.
Dar trebuia să le pun și eu de-a lungul drumului, bă, da, fraier, și eu. Ce asta? Silos de ciment? Concret plant? Ce mai industrie steps pe aici? Să vedem. Oil, energie, workshop, food. Hai să facem magazine multe, pentru că... Agrofarm. Ok. Unde drag s-o pun? Deci de porotit s-o învârt. Așa, se nivelează și pământul. Deci îmi ia și din bani dacă stau să nivelez tot pământul ăsta. Gata, avem un agrofarm. Hai totuși să mai fac niște case, să stea oamenii aici. Să nu-i mai pun să stea pe câmp, totuși. Uite, blocuri din astea cred că ar merge. Așa. Bun, hai, să aibă oamenii unde să locuiască aici în Bărcănești. Ok, două case pe aici cred că ajung. Plafon, terminal, parcări pe drum, că suntem la țară, ce dracu. Buildings, equipment, ce sunt astea, terenuri de sport, facem teren de sport la Bărcănești, că ne-am dat dracu. Ok, grain storage, hai să facem și un din ăsta aici. Așa. Bun. Terenuri agricole, pentru că suntem în Bărăgan, ne trebuie locuri de agricultură și uite fix aici o să-l punem. Need flat. Gata. Avem aici agricultură, trebuie să facem din nou drumul de piatră. Dar având în vedere că suntem pe câmp, facem un drum de ăsta. Noroios. Ok, și-a dat și save. Așa, să meargă lumea la câmp. Ce mama dracu? Ce dracu mai pot să fac pe aici, să vedem? Căi ferate, tevi. E mișto că pot să... Ia, statistici, ok. Trebuie populație, trebuie locuri de muncă, să nu se ducă țara de... Industrie valoroasă, fabrici. Wood cutting, perfect, hai! Defrișăm toată pădurea, două dracu. Deci ăsta pot să-l... Deci ăsta în zona... Ok. Așa. Să defrișeze aici toată pădurea. Mă spăl când vrea sula mea. Uite în față pădurea. Știi ceva? Știi că suntem în pădure ca să fie totul mai în apă, da? Facem drum de ăsta așa prin pădure. Și un sens giratoriu aș vrea să pun dacă merge să pun sens giratoriu. Merge să pun sens giratoriu pe undeva? Bă, merge să pun sens giratoriu, aș vrea să pun un sens giratoriu în pădure, că atât mă ce pe mine capul. Așa. Și acum trebuie să unim drumurile, facem inter... Gata, uite, avem aici sens giratoriu. Gata, avem sens giratoriu în pădure. Ok, Mezina se cheamă localitatea asta. Hai să văd ce am mai putea face pe aici. Un pod peste gârlă. Ar fi o idee, dar mai bine... Ce aici? Economy trade. List vehicle building. Yeah. Listă de vehicule. Hai să văd pe la industrie pe aici ce dracu aș putea să facă. Nu vreau copaci. Asta nu putem. Aoleo, trebuie să pun cabluri de curent. Că ăștia n-au curent probabil. Trebuie să fac cabluri de curent peste tot. Ăștia cred că au generatoare de curent acum.
Hai să vedem, medium voltage. Deci nu poți... You need to select energy management building. Ok. Unde dracu o fi aia? Equipment. Education. Education le fac ăstora școli? Le fac ăstora... școli, iauzi. Le trebuie ăstora școli. Care dracule o fi cu... Inginerie industrie. Hai să facem un... ok, facem un port? Nu, nu putem face port. Ce asta? Ok, prea mult aici. Travel call. Industrie valoroasă. Wood. Coating. Electronice. Fabrică de plastic să facem poluare. Hai să facem poluare de aia blană. Nu o să iasă nimic bun de aici, mai mult ca sigur, o să dea faliment tot ăsta. Păi stai mă, și cum vine strada? Aici. Așa, mai și nivelim. Nivelăm pământul, avem aici fabrica. Ce dracule mai putem? Deci wood industry. Ok, și facem și un de-asta tot așa în pădure, cum spuneam. Noi avem sens gira... Un pădure. Așa. Bun. Și facem și pe două sensuri. Că facem drumul bun în pădure. Ok, uite. Uite niște oameni. Avem oameni care locuiesc aici. Salut domnul. Bă, ce tare, avem oameni care locuiesc. No, da, astea știți ce sunt? Astea sunt blocurile din Urziceni. Ok, hai că blocurile astea sunt. Și casa asta, nu știu ce casă sărăcăcioasă fi, săraca e așa abandonată. Las că sunt astea. Ok, lumea merge la muncă la industria asta de lemn. Deci practic suntem pe defrișeri ca adevărații români. Împice, ce dracului mai e? Gravel extraction, concret, asfalt. Open space storage, warehouse, platforme. Ce dracului mai pot face? Equipment pentru cetățeni. Facilități pentru civili. Lasă mă trec cu prostiile astea. Education. Nu le fac nicio educație de drecu. Ok, meat. Ferme. Hai să facem ferme. Meat. Fac, face ferme aici, poluare să puta că am bolegar tot timpul. Așa. Defrișăm toată pădurea asta. Bun. Avem și o fermă. Hai că e bine. Ce mai putem face? Other, nu știu ce. Energie. Dar ce-mi cere? You need to select energy management, buildings and vehicles. Știu unde dracu iau asta, că nu știu. Resource status, ok. Sper să strâng bani pe aici. Connection between. Nu pot să le duc curent. Curent nici atât nu au. Le fac drumuri oamenilor. Lasă-mă să meargă pe stradă să-i calce mașina. Măcar să fie mașini să-i calce. Fabrică de plastic parcă am pus. Oil. Energie. Deci asta nu pot să pun. Inginerie. Hai să vedem. Mă, ce scumpe sunt astea și eu mai am $1.600.000. Sper să-mi aducă ceva bani tăietorii ăștia de lemne. Dar mă, să încerc să fac un toc de ăsta, dar nu cred că vine nici dracu pe ea lomiță aici. Unde dracul îl pun? Că pământul nici nu-i plat aici. Să-l pun pe partea asta, dar n-are rost. Deci ce ar trebui să fie asta? Railway. Ah, pentru trenuri. Nu, mersi. Small store. Da, magazine. Hai să le pun magazine oamenilor.
Știți cum e treaba? Deci la mine în Bărcănești aici sunt mai multe magazine decât, nu știu, decât oameni care să aibă mai mult de 4 clase. Bine, exagerez aici. Oricum, la mine în sat cârciumile sunt adevărata industrie aici. Ai cârciumă, e ca și cum ai avea, nu știu, pe vremea evului mediu un hectar de pământ. Să ai pământ, să fii boier, cam așa e. Ca idee, la mine e cârciuma lângă grădiniță, să vă faceți idee în ce hal e Bărcăneștiul ăsta. Mai am un magazin care trebuie să dea faliment, la ăsta o să vină lumea să ia pe datorie. Și pentru că merge lumea să ia pe datorie pe acolo, o să facem un drum așa, tocmai din spatele blocurilor. De aici începem un drum, așa. Bun. Așa. Așa, pe aici să meargă lumea și dacă vrea să se aprovizioneze magazinul, pe aici o să fie drumul. Stradă de piatră. A, stai mă, că am pus de asta pentru oameni. Căcat. Stai mă. Da, aia, merg pe jos ăștia. Și nu pot să unesc drumurile. Gat. Așa face și un sengiratoriu pe drumul de piatră, ca așa e frumos. Ce dracului să mai fac? Deci avem magazine pentru oameni, avem agricultură, dar nu muncește nimeni. E terenul, vai, și amar de capul lui. Hai să mă, pentru agricultura asta, ce dracu aș putea să mai fac? Residential building, nu le mai fac case. Lați că ce. Education food. Deci astea sunt fermele. Încă un agrofarm de ăsta. Da, am deja. Puburi. Hai bă să facem puburi. Cum spuneam, consumul aici să fie mare rău, să vină lumea aici să și puburi ca în centru vechi facem. Așa. Drum n-are, dar nici nu-i trebuie drum să meargă ăștia pe câmp. Dă-i în puii mei. Hai să mai facem case totuși, că o să fie nevoie de oameni să locuiască. Cel mai probabil. No, deci sunt un foarte bun, aș fi bun pe post de primar. Să facem și un bloc de ăsta fain. Aici, eu zic să-l facem pe malul râului, să fie cartier rezidențial. Așa, că avem cartier rezidențial totuși, adică cel mai select loc din Bărcănești. Ai blocul fix lângă Ialomița, dacă vine inundația, îți dărâmă blocul cu totul. Că pământul are cea mai prostă fundație, cea mai nașpa structură posibilă. Așa, avem și blocuri. Cum pot să învăr, că nu știu. Așa, bun. Ok, hai să ne cum arată blocul ăsta. Arată cât de tablou comunist, nu prea văd astea în. Ok, lumea merge la magazin. Da, că toate bune și frumoase pe aici. Așa, deci avem aici ceva de-astea de lemne, ok, fură în lemne, avem magazine, puburi, agricultură, ce dracu se le mai au la oamenii ăștia, că nu știu. Astea sunt moduri, trees, accesul, extra. A, stai mă că putem pune statuile astea. Mă, dar eu n-am totuși o primărie, adică residential building. Stai mă, chestii administrative nu am și eu totuși. Vreau să am o primărie care să fie toată a mea. Car dealer. Mere asta. Merge. Avem așa de ăștia care vând mașini pentru că, na, oamenii își cumpără cel mai. Și pentru că, fiți antenă, voi la mine. Pentru că, na, lumea își cumpără mașini, facem aici cel mai prost drum posibil.
Nu putem face drumul așa. De ce dracu nu merge? Nici de ăsta mai șmecher. Deci ăsta e Cancel Road. Ok. Și mai facem busen giratoriu. Care nu o să ducă nicăieri. Așa, sensuri giratorii, că astea sunt bune. Și o să punem, că tot avem trees and și accesorii pe acolo. Vom pune aici în mijloc, e prea mare statuia asta. Vom pune aici un acacia care nu încape. Așa, niște pomi. Și pentru că... Așa, să vadă oamenii dimineața când merg la lucru. Așa, așa, simbolurile comunismului. Bun venit în Bărcănești. De toți bătrânii zic că pe vremea lui Ceașcă era mult mai bine. O statuie pentru tovarășul Lenin, pe care o punem așa, lângă râu. Și încă una pe care o punem aici, în pădure. Așa. Avem aici statui frumos, să vedem ce zic oamenii aici, statisticile. Care statisticile? Ia să vedem. Fericire avem la oameni, ok, ok, ok. Preț aveți și spor și de-astea, e că sunteți nesimțiți, măi, pământenilor. Ce să mai construim? Văd că mai am bani. Banii totuși se cam consumă. Dar de produs nu vin bani la buget. Interesant că nu fac... Hai tot să le fac ceva spitale de... Bă, biserici! Biserici nu pot să le fac? Da, cum erau alea pentru oameni? Deci rezidențiale, platforme, nu, 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 nu. Educational. Vreau să le fac biserici, ca astora le trebuie lor. Biserici, tu le-ai biserica, măsii. Storage, warehouse, engine. Astea sunt mari. Astea nu pot. Petrol, dar astea nu fac. Echipament pentru cetățeni, ce avem? Facilități, gări, parcări. Să le fac o parcare în Bărcănești. Parcare în Bărcănești. Stație de poluare. Păi să află ăștia unde e poluare. Small shopping center, cinema. Da, teren de fotbal le trebuie la țară aici. Ce vorbești? Pe ăsta îl facem. Pe ăsta îl facem în pădure. De fapt nu, îl facem pe marul... Pe malul apei sau... Îl facem așa pe aici. Ok. Și un teren de tenis pe partea asta. Așa, un teren de tenis că merge. Pompier nu trebuie. Spital, television, car dealer, city. Ok, hai să facem și tele... Hai să facem un spital totuși. Asta să fie dispensarul din Bărcănești. Chestia că jocul e comunism. Deci nu avem treabă cu biserici. Chestia asta îmi place. Un spital. Unde să le facă ăstora... Un spital. Unde dracul l-am pus? Nu știu unde le-am pus spitalul. Așa, ok, punem aici un spital. Construim spitale, ce n-au făcut ăștia în 30 de ani de la Revoluție. Așa, poluare, fire station. Pompieri. Da, pompieri, că ăștia, da, pompierii știu unde îi pun. Îi pun fix pe câmp, pentru că la mine în sat se dă mereu foc pe câmp. Și avem nevoie și au apă din râu, deci e bine. City Hall, car dealer avem. Ok, și-a dat save. Small store. Mai facem magazin așa de astea. Așa. Shopping center. Small shopping center. Dar n-au din astea. Să mai fac niște drumuri până la magazin.
Așa? Ok. Așa, gata. Le fac drumul oamenilor, să aibă drum de piatră să se plimbe. Avem statui pentru propagandă, chestia asta este bună. Ce dracu mai am pe aici? Fuzi. Trebuia să mă uit la tot clipul lui Boris, că era mai bine. Livestock. Warehouse. Cargo Road. Mă, uite chestii. Baburi avem. Hai să facem o chestie de export acum. Am câmpul ăsta, nu știu ce o produce. Se joacă oamenii? Nu cred că se joacă. Construction. Deci industrie foarte mare aici. Avem de-astea. Și de-astea tot n-avem. Hai să facem niște de-astea de... Nu știu ce chestia asta, dar o punem aici. Plastic am făcut. Gravel coal. Aș vrea petrol, că ăsta e mai bun. Educational. Universitate, bus platform. Medical University, Technical. Am nevoie de oameni educați în Bărcănești. Ce naiba. Hai să vedem statisticile, cum e cu oamenii. Hai, hai bă, că-s fericiți de impui mei. Deci nu știu, religie nu știu de unde le iau. Poate trebuie să fac level up ca să construiesc pe aici, habar n-am. Hai să vă pun unde mai sunt orașe de-astea. Uite, prin munții ăștia, cred că pot să mai pun niște chestii. Hai să fac totuși un port. Ce-o-i trimite la export? Nu știu, dar nu contează. Hai să facem aici chestii. Așa. Un port. Și acum aici facem autostradă, că asta o să ne aducă venituri. Troleu. Atunci știi ce facem? Face direct. Drum suspendat. Nu merge. Aici se construiește, banii se cheltuie. Nici nu știu cât costă asta, dar mă rog. Acum, hai să facem un drum. Așa. Hai. E continuăm drumul. Bun. Facem un drum care să ducă tot așa două benzi până la port, că o să avem nevoie de... Ce o să ne livreze portul? Portul furtunos din Flapjack. Așa. Ok, cum făceam eu cu pământul ăsta? Așa. A, nu pot. Păi și cum fac acum? Hai să mai încerc pe aici. Ok.
Bă, asta nu trebuia să fac. Așa, bun. Păi și cum unesc eu acum? Aici am făcut inundație, văd. Pe port. Aoleu, cum unesc eu drumul ăsta? Ok, și am dat aici mai multe nume. Ok, hai să lăsăm acum. Gata, bă, avem și drum acum aici. Perfect, avem și drum la port. Rămânem fără bani aici la construcția asta. Deci dita mai... Chestia banii se termină. Îți dăm pe fest, vedem ce se întâmplă. Pentru că banii îmi toți cad rublele. Păi și ce investiții aș putea să fac eu acum? Hai să încerc să fac acum chestii de alea cu... Oil, așa. Și unde pot să pun asta? Trebuie teren plat. Aș putea pe aici, nu teren plat aici. A, și extragem toată zona asta. Da, trebuie să le pun mai departe. Ok, iar trebuie să fac drum. Ia, fac un drum de piatră. Așa. Așa. Bun. Avem petrol. Ce mai putem construi pe aici? Rafineria. Corect. Ne trebuie rafinerie. Așa. Bun. Plantație de asfalt, fac plastic, avem. Așa. Ok, avem rezerve, să mai facem drum de piatră, pentru că piatra e gratis. Așa, bun. Avem și aici rezerve. Hai că mi se termină și banii, zic ce naiba o să mi se facă pe aici. Populația cum e? Hai bă că e fericită, dă un pui mei de populație. Banii se și termină. Un constructor foarte bun.
Trebuia să mă uit totuși la tot clipul lui Boris, am văzut doar joc și eu înseamnă că mergi să-l joc. Nu o să iasă nimic bun de aici, o să dau faliment cu orașul ăsta. Și eu pe aici am făcut drum. Hai totuși să ies aici. Așa. Perfect, avem și stradă. Merg oamenii la câmp, uite, merg la fotbal, merg așa. Dar e câmpul ăsta nu se ocupă nimeni, trebuie să plantezi o chestie sau? Da, o parcare o pun în spatele blocului. Așa, dar n-au pe unde să scoată mașinile. Bam, bam, bam. Eu fac pe aici o stradă. Așa, gata, aveți și parcări. Faceți mașinile. Vă lăsați mașinile pe acolo. Gata, mai că le-am făcut un oraș frumos, ce să mai. Da, avem aici Bărăcăneștiu. N-am știu cum pot să schimb numele. Energy Management. Fabric Factory, bun. Ia. Hai să facem și de asta de croitorie. Gat, avem și croitorie. Acum nu știu o chestie, dacă vreau, dacă e să fac, să zicem, pe unde ar mai veni oameni dacă are rost să fac căi ferate? De fapt stai că la cât de mări locul ăsta să mai fac orașe. Ok, eu nu mai am bani, mai am 7 dolari, mai avem în schimb ruble. De astea avem destule. Hai să facem un pod șmecher. Ăsta... Astea-s poduri de... Uite așa podul ăsta așa. Și acum facem podul. Gat. Avem și un pod. Să meargă oamenii pe pod la... Ce o să fac aici? Îți fac aici mai multe case totuși. Să aibă oamenii construcții. Așa, mai... Băgă niște construcții așa.
să fie. Ok. Universitatea medicală merge și odasta. Așa. Ok. Ce mai facem pentru cetățenii noștri? Pentru bărcăniștini. Un bloc aici. Un bloc aici. Încă unul. Așa, să avem blocuri. Așa, încă un bloc aici. Construim tot ce posibil să avem oameni să locuiască. Aici o să fie partea mai educată a orașului. Ai făcut-o cu dolari, asta e cu ruble. Ok. Hai mai bine să mai fac un drum. Așa. Wow, toată asta e televiziune. No, aici o să le facem propaganda. Așa. Uita mai televiziune aici, o să fie propaganda lui Ovidiu, asta o să fie sediul meu de făcut clipuri pe YouTube. Hospital, fire station, radio station, o stație radio, pentru cine conduce, autovehicul, bun. Așa, încă o stradă aici. Mamă, ce oraș le fac! Ho-ho-ho, ăsta da Bărcănești! Și le faci numai barul, numai cazinouri, un small shopping center. City Hall. Asta e primăria, să înțeleg. Așa. Fire station aici. Radio avem. Încă un shopping center. Cinemauri. Puburi. Ok. Mai lungim strada asta. Facem aici pentru binele cetățenilor. Teren de fotbal. Da, pot să urmesc așa.
Teren de tenis. Așa. Car dealer să-și iau oamenii noștri mașini. Bun. Să avem autobuze. Așa. Ok, avem aici o intersecție. Bun, crește și populația acestui frumos oraș. Deci, pe partea asta, până la urmă fac așa. Aici e zona mai industrială. Deci e zona de se locuiește ca la oraș. O loc de chestia asta. Ok. Uite aici putem pune. Este tot așa scumpe. Storage and warehouse. Așa. E prima dată când joc jocul ăsta, e să nu ziceți că, bă, ești nab, ești nu știu cum. Warehouse. Astea avem. Astea sunt pe parte. Hai să las un de ăsta pe lângă agricultură pe aici. Ok. A, nu pot să unesc astea. Da, le drept să stea așa. Să meargă pe jos. Omenii noștri. Ok, cum e treaba? Lumea e fericită, lumea e fericită. Suntem în 1970 în continuare. Ce-aș mai putea construi? Așa. Boss. Bowl. Mine de cărbuni. A. Va mai primunți.
Bun. Și ce dracu să mai construiesc pe aici? Nici nu știu. Da. Sper să se producă ceva bani din toate chestiile astea. Economia e pe minus. Aoleu, cum mai sunt din rahatul ăsta? Ce mai fac pe aici de puste? Ai, bliet. Bă, drumurile astea atât de nașpa. Trebuie să fie totul drept, să... PLM. Așa, mai nivelezi eu astea dacă e. Da, dacă mi-o mai ieși ceva de aici... Să se leagă praful de locul ăsta. Așa, mai centru de televiziune. Hai să mai pun niște accesorii și încheiem și episodul ăsta. Red Star. Hai că locul ăsta arată frumos. Uite, au și trotuare oamenii. Așa. Gat. Cine vine aici o să vadă ce chestie am făcut. Dar nu înțeleg de ce naiba trebuie să fie atât de mare unde ăsta-i. Fucking televiziune, pui mei, că n-am văzut în viața mea să fie atât de mare odată asta e TV-ul. Oh. Sper să iasă ceva o chestie asta. E ceva ce produce bani? Da, sunt pe minus rău. Nu știu dacă e ceva care să producă. Așa, ajunge la colapsul Uniunii Sovietice, se pare. Dar măcar oamenii sunt fericiți. Oamenii sunt fericiți, ia să vedem. Adult children, uite. Avem și copii, nasc oamenii pe aici. Dar nu știu cum fac, bă, să stăm bani. Deci ce avem? Total. Construcție electronice. Tale. Deci atâta avem carne. Trebuie să producem mai mult. Ne trebuie mai multe fabrici și uzine. Băga mea și picioarele. Facem fabrici pe aici.
Unde stă tot pe aici, pe la lemnăraie. Așa? Ok, odita mai rafineria, să facem poluarea aia blană. A, am aici deja rafinerii, ok. Da, și mai facem un drum. Bun. Da. Avem aici de tabai construcția, sper să înceapă să vină banii din... Da, cred că oamenii au locuri de muncă totuși, au magazine, au centre comerciale, avem televiziunea să facem propaganda. Nu o să iasă bine deloc. Hai să mai une străzile astea să aibă oamenii. Omuri. Da, bă, parcări. Stații de autobuz trebuie. Lasă-mă să meargă cu mașina sau pe jos. Le mai fac parcări. Ok. O să avem locuri aglomerate cât de curând. Mamă, ce-am construit aici. O frumusețe de lagăre de concentrare în masă. Deci chestii în valoare, atât. Cred că am făcut prea multe chestii pentru oameni. Mai fac câmpuri de-astea agricole. Așa. Nu știu dacă se... Ok. Facem mai multe drumuri de-astea și inutile. Ajungă țărănoi ăștia la câmp.
Nici nu știu dacă am destui workeri. Obișnuia să vând oameni, ar fi o idee să fac asta. Da, vedem dacă o să vină vreo investiție. Dar cetățenii par fericiți. Da, încheiem aici că m-am plictisit și eu. Nici nu știu cât am filmat, dar cred că destul. O oră. Mamă, cât am videoul. Ok, mai aici episodul, o să stau mult să las la upload, o să pun pe premieră. Deci cum ziceam, încheiem aici și dacă mai vreți să jucăm porcăria asta e joc, mai jucăm. Ne auzim data viitoare. Ciao, les.